Bun regăsit, dragi ascultători, vă spune Șerban Cojocar, gazda emisiunii, la o nouă întâlnire cu mesajele biblice ale fratelui Zac Punan din India. Astăzi vom vedea ce înseamnă să-i facem plăcere Tatălui, pornind de la exemplele de viață ale Domnului Iisus și a lui Pavel, cei care au putut spune călcați pe urmele mele. Vom privi de asemenea la un exemplu practic despre ce înseamnă acest lucru în viața Domnului Iisus la 12 ani. Dar acum să-l ascultăm pe Zac Punan. Vă doresc o audiție plăcută! Vreau să deschidem în 2 Corinteni, capitolul 5. Here we have Paul writing about his own goal in life. Aici Pavel ne scrie despre țelul lui în viață. You know, whenever you see a man who's been very și ori de câte ori vezi un om care a avut succes in living a godly life and living a în a trăi o viață duhovnicească și o viață dedicată în întregime împărăției lui Dumnezeu, precum apostolul Pavel. It's good to find out. E bine să afli ce l-a mânat și ce l-a făcut ca să împlinească acest lucru. Pentru că Pavel ne spune, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Vă spun mărturia mea personală, am studiat viața Domnului Iisus și viața apostolului Pavel mai mult decât oricare altă viață sau exemplu de viață din Scriptură. Avem exemple mărețe în Iosif, în David și Daniel, toate astea bune pentru un studiu biblic. Și poți să faci puncte interesante cu privire la personajele Vechiului Testament și sunt câteva calități pe care le putem extrage din viața acestor oameni mari. Dar nimeni din Vechiul Testament nu a spus, urmează-mă pe mine. Nici măcar unul. Așa că atunci când privesc exemplele acestea din Vechiul Testament, a vieților unor oameni mari, Avram, Isaac, Iacov, e bine, dar văd că atunci când vine vorba de Domnul Iisus, de Pavel, am o poruncă clară din partea Duhului Sfânt, prin ei care îmi spun, urmează-mă. Acesta este motivul pentru care am studiat viața lor atât de mult și vă încurajez să faceți la fel. Este extrem de benefic și îl avem și pe Pavel, pe lângă viața Domnului Iisus. Asta pentru că există o tendință naturală în toți credincioșii să simtă, chiar dacă noi credem puternic că Iisus a venit în trup, dar există această reticență că putem trăi cum a trăit El. Noi auzim despre acest lucru, dar interior în noi este un blocaj mental care spune nu putem noi trăi ca Domnul Iisus. Așa că l-avem pe Pavel ca exemplu. Ce puteți spune despre el? Aici vedem în 2 Corinteni, capitolul 5, ceea ce l-a mânat pe Pavel în viața lui. El o numește ambiția lui, scopul lui. El vorbește în contextul capitolului despre a fi fie acasă, în cer, fie încă pe pământ. Și spune că cerul este casa noastră. El spune, versetul 9, la mijloc, fie că rămânem acasă, fie că suntem departe de casă, adică ori în cer, ori pe pământ, ambiția noastră, în limba engleză, în limba română, de aceea ne și silim să-i fim plăcuți. A spune că fiecare credincios, fiecare creștin care are această ambiție va împlini voia lui Dumnezeu în viața lui, așa ca Pavel. Și apoi în versetul 10, Pavel vorbește despre sfârșitul alergării pe pământ când va sta în fața scaunului de judecată a lui Dumnezeu. Știți că sunt două tronuri de judecată în Scriptură. Unul este numit
scaunul de judecată a lui Dumnezeu, Tatăl, care îl găsim în Apocalipsa, capitolul 20, acolo nu sunt credincioșii, ci cei a căror nume nu a fost găsit în cartea vieții, care stau acolo să fie judecați. Și ei vor fi judecați potrivit cu faptele lor. Pentru că sunt și măsuri de pedeapsă, chiar în iad. Nu este la fel pentru toți. Sunt mulți care merg sau vor merge în iad, dar nu toți vor primi aceeași măsură de pedeapsă. La fel cum măsurile de răsplată, de răsplătire, nu vor fi aceleași în cer. Acestea sunt concepte, lucruri pe care le știm doar prin faptul că Domnul Iisus a vorbit ceva despre ele. El a spus odată că cel care a cunoscut voia stăpânului său și nu a făcut-o, va fi pedepsit cu mai multe lovituri ca cel care nu a cunoscut voia stăpânului. Dar aici, scaunul de judecată al lui Hristos se referă la noi, credincioșii care vom sta în fața lui Hristos, versetul 10, ca fiecare să-și primească răsplata după faptele făcute în trup, după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Și asta aduce, cum spune versetul 11, o anumită frică de Domnul. Așa că din cauza acestei ultime destinații în fața căreia vom sta, Pavel spune că are o ambiție în viață. Să-i facă pe plac Domnului, așa încât atunci când va sta înaintea lui, în ziua finală, să-și primească răsplata. Vă arăt și celălalt pasaj despre care vorbeam, din Apocalipsa, capitolul 20. Se numește scaunul de domnie mare și alb. Îl găsim în Apocalipsa, capitolul 20, versetul 11. Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce ședea pe el, versetul 11. Și apoi versetul 12, am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte care este Cartea Vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea, potrivit cu faptele lor. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea, moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele, fiecare a fost judecat după faptele lui și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. Și așa că, chiar dacă unul care nu crede moare, el ajunge direct în acest loc despre care vorbea Domnul Iisus tânărului bogat, e vorba de Duhul lui, pentru că trupul lui este îngropat pe pământ sau în pământ. Dar aici se vorbește despre momentul acela când Duhul va veni din nou într-un trup. Va fi o înviere. Nu doar creștinii vor fi înviați din morți. Orice om care a existat și a trăit și a murit va fi înviat din morți. Aici așa spune versetul 12, și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise, ceea ce înseamnă rememorarea faptelor lor, pe care o au și ei în memorie, și au fost judecați după faptele lor, după ceea ce memoria lor a înregistrat, din ziua în care au fost născuți, până în ziua în care au murit. Cuvânt, atitudine, faptă, stare. Și nu pot să nege lucrul acesta pentru că e vorba de memoria lor. Și Dumnezeu ne va judeca după faptele noastre, după ceea ce știm că am făcut, nu după ceea ce spun alții că am făcut. Pentru că celelalte lucruri și fapte le poți combate, dar propria ta memorie, nu te poți certa cu ea, pentru că ea îți aduce în atenție propria ta viață. Și atunci fiecare gură va fi închisă. Orice lucru, rău sau bun, va fi văzut acolo. Și aici, după această judecată, se spune că oricine n-a fost scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. Dar
O judecată asemănătoare o vedem în Corinteni pentru credincioși. Și asta este pentru răsplătiri. Cealaltă este pentru măsura pedepsei. Aici este pentru măsura răsplății. Ambiția mea, spune Pavel, când ajung în ceruri sau, dacă mai sunt încă pe pământ, să-i fiu lui pe plac. Și așa cum m-ați mai auzit spunând, sunt sigur că fiecare dintre noi, cei care vom ajunge în cer, când vom ajunge acolo, vom avea o singură ambiție. Oricât de multe alte ambiții ai fi avut pe pământ, când vei ajunge în cer, vei avea o singură ambiție. Asta este să-i faci plăcere lui Dumnezeu. Nu mai este nicio altă ambiție acolo. Și Pavel spune, aceasta este ambiția mea și pe pământ, de asemenea. Este ca și cum aș alerga pe un culoar cât sunt pe pământ, mor, și apoi și în ceruri continui să alerg pe același culoar, aceeași ambiție, nicio schimbare. În timp ce alții care au avut alte ambiții pe pământ, își vor da seama că ambiția lor nu mai este potrivită. Așa că e minunat să ai aceeași ambiție, atât pe pământ, ca și cea pe care o vom avea când vom ajunge în ceruri. Aceasta este o cale sigură de a nu avea regrete atunci când vei sta înaintea Domnului. Asigură-te că e aceeași ambiție pe care o ai și pe pământ. Sunt multe lucruri care le facem pe pământ și pe care nu le vom mai face în ceruri. Trebuie să ne câștigăm existența, trebuie să mergem la școală, trebuie să ne educăm, să găsim o slujbă, să găsim o casă unde să stăm și alte lucruri asemenea acestora. Acolo sus nu vom mai face astfel de lucruri. Dar ambiția este o forță care ne mână în viață, în spatele tuturor acestor lucruri pe care le facem. Nu vorbim atât de mult despre acțiuni aici. Sunt acțiuni diferite pe care le facem pe pământ și pe care de asemenea nu le vom mai face în ceruri. Întrebarea este, care este forța care te mână în viața ta? Lucrul care determină dacă ești un sfânt sau un păcătos nu sunt lucrurile pe care le faci, ci care este ambiția care te mână în viață. Care este scopul pentru care trăiești? Dacă scopul pentru care trăiești este doar să-i faci plăcere Domnului, asta este semnul unui sfânt. Poate că face unele greșeli pe aici, pe acolo, dar e în regulă. Uneori noi judecăm pe oameni după greșelile pe care le fac la un anumit moment sau lucrurile bune pe care le fac. Ce om bun este. Este necredincios, dar e un om bun. Pe altul îl numești credincios, dar a greșit acolo. Dumnezeu nu judecă așa. Dumnezeu caută ambiția interioară, forța care îl mână, pentru ce caută el să trăiască. Asta ne mângâie. Dacă scopul tău fundamental este să-i faci plăcere Domnului, vreau să spun că Dumnezeu va ierta aceste mici greșeli ale tale pe care le faci pe drumul acesta. Dar pe de altă parte, dacă scopul fundamental nu este să-i faci plăcere Domnului, ci oricare altă ambiție pământească, poți să faci o grămadă de lucruri bune, să vii la biserică, să dai bani Domnului, să-i ajuți pe săraci, vei descoperi că asta nu contează pentru Dumnezeu deloc. Pentru că forța care te mână pe tine este alta. Așa că scopul pentru care trăiești determină dacă ești un om duhovnicesc sau un om lumesc. Este foarte important să înțelegem lucrul acesta. Pentru că acesta este un cuvânt de încurajare pentru cei care au scopul potrivit. Și cu siguranță este un cuvânt de condamnare pentru cei care vor să-L satisfacă pe Dumnezeu făcând câteva lucruri bune pe aici, pe acolo. Citeam zilele trecute acel binecunoscut verset din Matei, capitolul 3, o ambiție de a-i fi plăcut Domnului. Citeam acel pasaj în care se relatează botezul
Domnului Iisus. V-am mai spus cum uneori citești Scriptura și ceva parcă te lovește, ți se luminează. Citeam Matei 3 și am ajuns la acel pasaj cu botezul. De îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit din apă și din clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu pogorându-se în chip de porumbel și venind peste el. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea: acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcere. Când citești ceva de genul acesta, ce-ți spune pasajul acesta, versetul acesta? Pe de o parte, ne face să îl admirăm pe Domnul Iisus. Dar vă spun cum m-a străfulgerat pe mine zilele trecute. L-am întrebat: Doamne, Tată, ai putea să spui lucrul acesta despre mine? Te-ai putea uita la viața mea și să spui: acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea? Și i-am spus: Tată, dacă nu poți să spui lucrul acesta despre mine, mi-e rușine să fiu numit un copil de Dumnezeu. Pentru ce trăiesc? Dacă nu te poți uita la viața mea și să poți spune: îmi găsesc plăcere în tine. Și vreau să spun lucrul acesta tuturor, frați și surori. Dacă acesta nu este scopul vieților voastre, sunteți doar niște persoane religioase, dar nu spirituale. Poți sfârși ca un fariseu și să ai un șoc imens când Hristos va reveni. Să descoperi că nu ești ceea ce ai crezut că ești. Așa că asta se potrivește cu ceea ce spunea Pavel despre ambiția lui, care are un singur țel, o singură ambiție, să-i facă plăcere Domnului. Și asta nu se va schimba atunci când va ajunge în cer. Va fi și va rămâne la fel. Și apoi când privesc la viața Domnului Iisus și văd această afirmație a Tatălui că își găsește toată plăcerea în El, pot pune și eu întrebarea aceasta: Tată, pot spune același lucru despre mine? Și răspunsul pe care îl văd este acesta: în Dumnezeu nu există parțialitate, favoritism. Biblia ne spune că Iisus este fratele nostru mai mare și noi suntem frații Lui mai mici, copiii de Dumnezeu. Este un lucru uimitor că Biblia numește pe Domnul Iisus frate al nostru mai mare. Citim asta în Romani 8:29. El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Și în ziua învierii lui, îi spune lui Maria Magdalena: du-te și spune fraților mei. Îi numește pe ucenicii lui frați. Așa că cei care dintre voi aveți copii și sunteți tați, responsabili, nu vreți să faceți favoritisme între copii, ci să-i tratezi pe toți în același mod. Dacă faci ceva mai mult pentru cel întâi născut, așa cum se întâmplă și în India, în multe case, pentru că este cel întâi născut, pot spune lucrul acesta că ești un om neduhovnicesc sau o femeie, o soră neduhovnicească. Pentru că Dumnezeu însuși nu face favoritisme. Și dacă îi favorizezi pe băieți în detrimentul fetelor, nu am nicio ezitare să zic că ești un om neduhovnicesc. Dacă faci mai mult pentru un copil de-a tău decât pentru ceilalți, iarăși, același lucru. O persoană duhovnicească îi va trata pe toți copiii la fel. Cel deștept nu este favoritul lui. Băieții nu sunt favorizați în detrimentul fetelor. Cel întâi născut nu este favorizat față de ultimul născut. Și nici cel mai mic nu este favorizat, cum se întâmplă de multe ori. Toți sunt la fel. Nu începem așa.
some of our children, we got to crucify that. Avem în noi această tendință de a favoriza pe unii în detrimentul altora, dar trebuie să crucificăm, să dăm la moarte această tendință. And say, Lord, I want to be like you. Și să spunem, Doamne, vreau să fiu ca Tine. It's all right for ungodly people to... E ok pentru necredincios să facă lucrul acesta, dar pentru Tine, care ești un copil al lui Dumnezeu, vrei să fii ca Iisus însuși. Iar în Tatăl nu există aceste favoritisme. I believe there's no partiality with God, so if Jesus is my elder brother. Și pentru că nu cred că există această parțialitate în Dumnezeu și Iisus este fratele meu mai mare. In other words, he'll do for me. Cu alte cuvinte, Dumnezeu va face pentru mine ceea ce a făcut și pentru Domnul Iisus. My understanding of my heavenly Father. Aceasta este înțelegerea mea față de Tatăl meu ceresc. That's what gave me the faith many, many years ago. Asta mi-a întărit credința acum mulți ani. What God did for Jesus, he'll do că ceea ce Dumnezeu a făcut pentru Domnul Iisus va face și pentru just mine. This one truth, that there's no partiality with God. Privind acest adevăr, că nu există parțialitate în Dumnezeu. So, I see that if the Father could say about Jesus, this is my beloved son. Așa că dacă Dumnezeu a spus lucrul acesta despre Domnul Iisus, că își găsește plăcerea în El, înseamnă că nu este un țel imposibil pentru noi ca Dumnezeu să poată spune același lucru. De ce nu? Dar asta dacă îndeplinesc și eu anumite condiții, pentru că Dumnezeu are legile Lui. El dă har doar celor smeriți și El nu va schimba legile Lui. El se opune și stă împotriva celor mândri. Și vă spun ceva cu reverență. Că dacă Domnul Iisus ar fi devenit mândru, Tatăl i s-ar fi opus, i s-ar fi împotrivit. Și spun asta pentru ca să nu credem cumva că suntem favoriți cumva în ochii lui Dumnezeu, că ne-a pocăit de mulți ani și avem un nivel de spiritualitate. Și dacă din când în când ne mai mândrim, Dumnezeu nu va sta împotriva noastră. Vă spun că de fiecare dată va sta. Pentru că e natura Lui. El stă împotriva celor mândri. Nu contează un gram dacă ai fost credincios timp de 60-70 de ani. Dacă devii mândru, El ți se va împotrivi. Dar dacă ești smerit, El îți va da har. Așa că văd acest lucru. Domnul Iisus nu a păcătuit niciodată, pentru că întotdeauna s-a aflat sub acest har al lui Dumnezeu. Păcatul nu va stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteți sub lege, ci sub har. Asta înseamnă că întotdeauna era smerit, că niciodată nu va îngădui ca în mintea lui să aibă gânduri de înălțare despre el însuși. Nu mă voi înălța deasupra unei alte ființe omenești. Și din această cauză, Iisus Hristos a venit să ocupe locul cel mai de jos, să fie un slujitor, să se smerească. În ultimele zile ale vieții lui era la picioarele ucenicilor, spălându-le picioarele. Asta a fost întregul lui fel de a trăi. Și din această cauză, Tatăl și-a găsit toată plăcerea în el. Așa că dacă vrem și noi ca Tatăl Ceresc să spună același lucru despre noi, despre tine, aceasta este fiica mea prea iubită, în care îmi găsesc plăcerea. Gândiți-vă un moment. Ascultați aceste cuvinte care vin direct de la Dumnezeu. Acesta este copilul meu prea iubit. Să zică ție, personal, wow! Nu găsesc altceva pe pământ mai important decât să mi se întâmple lucrul acesta. Așa simți și tu cu privire la asta? Așa că atunci când privim la viața Domnului Iisus, timp de acei 30 de ani, și de obicei când ne gândim la lucrul acesta, avem în minte că trebuie să facem o grămadă de lucruri pentru a face plăcere Tatălui, să depunem mărturie față de alții, să citim Biblia în fiecare zi. Știți că Domnul Iisus n-a avut o Biblie să citească în fiecare zi? E foarte bine să citești Biblia în fiecare zi. Și eu citesc în fiecare zi să văd viața aceasta a Domnului Iisus. Nu neapărat să văd ce legi sau reguli sau porunci mai găsesc, ci Scriptura ne spune că Duhul Sfânt ne arată slava lui Iisus. Și motivul pentru care citesc Scriptura este să văd această slavă, să văd cum este Iisus și să spun că vreau să fiu ca El. Dar Iisus însuși, El nu a avut o Scriptură. Nici Pavel n-a avut. Puteau să meargă la sinagogă și să deschidă acolo un scroll și să citească acolo pe un pergament. Erau foarte scumpe
puteau să citească și să memoreze, să păstreze în minte. Și felul în care puteau să citească, de fapt, era să își citeze din propria memorie ceea ce au citit. Din această cauză, noi încurajăm oamenii să memoreze Scriptura. Nu neapărat cuvintele într-un mod super exact. Nici eu nu mi-aduc aminte exact cuvintele în mod perfect ale versetelor, dar memorez ceea ce învață Scriptura și vă încurajez chiar să cunoașteți Scriptura. Să zicem că într-o zi sunt închis pentru că predic Evanghelia și nu am Scriptura la mine. Trebuie să fiu în stare să citesc Scriptura în fiecare zi, fără ca să am o Biblie fizică în mâna mea. Așa că dacă ai avut Biblia ta în mâini timp de vreo 10 ani, ar fi suficient ca să o știi cea mai mare parte, cel puțin părțile importante, poruncile, promisiunile, făgăduințele. Dar vă încurajez să luați Scriptura în mod serios. Dar ce a făcut Domnul Iisus ca să-L determine pe Tatăl să afirme acest lucru despre El în acei 30 de ani? Nu a făcut nicio minune? Și țineți minte, nu este la sfârșitul vieții Lui, ci este la începutul lucrării sale publice. Când Tatăl afirmă lucrul acesta despre El, nu mă satur să accentuez lucrul acesta. Nu a predicat nicio predică, nu a scos afară niciun demon, nu a făcut nicio minune și totuși Tatăl afirmă despre El că își găsește toată plăcerea în El. Pentru că mulți dintre noi consideră că dacă nu au aceste daruri și nu predică și nu călătoresc, vreau să spun că, din câte știm, timp de vreo 30 de ani, El nici nu a predicat, nici nu a călătorit. Ci a trăit într-un mic sat numit Nazaret. A călătorit probabil mai puțin în 30 de ani decât oricare dintre noi. Majoritatea am călătorit mult mai mult decât a făcut-o El în acei 30 de ani. Nu are de-a face cu călătoriile. Cu toții, cred că am întâlnit mai mulți oameni în viața noastră decât a întâlnit Domnul Iisus în cei 30 de ani. Probabil, oamenii cu care se întâlnea erau majoritari din satul lui. De vreo 3 ori mergeau la Ierusalim și mai întâlneau alți câțiva oameni timp de vreo 3 zile, dar altfel era un mic loc, un sat, și toată viața lui, timp de 30 de ani, a făcut plăcere Tatălui. Așa că nimeni nu are nicio scuză să zică nu pot face asta sau cealaltă, nu pot ajunge acolo sau dincolo. Dacă privești la viața Domnului Iisus, să vă arăt un exemplu în Luca, capitolul 2, câteva lucruri. Cum a făcut El plăcere Tatălui? Este foarte puțin scris despre viața Lui în cei 30 de ani, dar sunt câteva lucruri scrise și putem învăța câte ceva. În Luca, capitolul 2, știți când avea 12 ani și s-a dus la templu? Citim asta în Luca 2:42, când a fost el de 12 ani, s-a suit la Ierusalim, după obiceiul praznicului. Și când Iosif și Maria s-au întors, băiatul Iisus a rămas în Ierusalim. El a rămas în urmă. În timp ce poate ceilalți băieți se jucau, mergeau, el a rămas în urmă. A fost alegerea lui. Dar părinții lui nu și-au dat seama. Și după 3 zile l-au găsit, versetul 46. Destul de mult timp, probabil l-au călătorit o zi și și-au dat seama că nu-l au. Ei călătoreau în comunitate, ca o comunitate. Mai mulți oameni, ca și cum avem această conferință și cu toții ne-am deplasat într-un loc. Și poate că au presupus că se află și el pe undeva cu ceilalți băieți. Dar după o zi sau mai bine, și-au dat seama, totuși nu este aici. Și s-au întors și au mai durat o zi, poate, și au descoperit că Iisus era în templu. Asta ne arată un lucru. Le lua destul de mult timp să călătorească din Nazaret în Ierusalim. Și ori de câte ori ne aducem aminte că Domnul Iisus mergea din Galileea în Ierusalim, nu era o călătorie de
două, trei ore, ci era cel puțin o zi, o zi jumătate. Lor le-a luat o zi jumate dus, o zi jumate întors, probabil. Și lucrurile de genul acesta ne arată cum a trăit Iisus. Când au venit, după trei zile, l-au găsit în templu, în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și punându-le întrebări. Toți cei care l-auzeau rămâneau uimiți, în primul rând de priceperea pe care o avea el cu privire la Scripturi și de răspunsurile lui. Așa că primul lucru care îl învăț despre viața Domnului Iisus și care l-a făcut pe Tatăl să afirme că își găsește plăcerea în El este că avea o cunoaștere și o pricepere asupra Scripturilor, chiar dacă nu avea o Scriptură acasă. Vrei să-i fii pe plac Tatălui? Știți că este primul lucru care îl citim despre Domnul Iisus în viața Lui? Și este ceva ce putem cu toții să facem. Noi avem mai mult decât a avut Domnul Iisus. Noi avem Scriptura în mâinile noastre, în limba noastră. Când Domnul Iisus vrea să citească Scripturile, trebuia să meargă în sinagoga locală, din Nazaret, probabil, și rabinul trebuia să desfășoare acel scroll, să citească un capitol, el să-l memoreze, să-l rețină, poate îl ruga să recitească, să citească acel verset din nou, mai citește o dată. Probabil că nu putea citi foarte mult, să nu uite, ci să citească câte puțin, să mediteze, să gândească și apoi să meargă acasă, să mediteze din nou și poate să se reîntoarcă a doua zi și apoi să citească următorul capitol, următorul pasaj. Și probabil că acel rabin trebuie să fi fost încântat. Nu știu câți băieți făceau lucrul acesta. Băieți de 9-10 ani să vină să facă lucrul acesta. Asta mă provoacă. Că un băiețel de vreo 10 ani să meargă la cineva să-i spună, știi, nu am Biblia acasă, te rog să-mi citești tu, doar un capitol, puțin. Și apoi să meargă acasă și să dorească lucrul acesta a doua zi, următoarea zi și tot așa. Știți, ca un băiețaș care ar fi analfabet și nu știe să citească și dorește să-i fie citită de către altcineva Scriptura. Și mă gândesc, Doamne, de ce să nu fiu și eu așa? Te iubesc suficient de mult să mă deranjez, să îmi iau puțin timp să tai din celelalte activități ale mele zilnice? Poate să fac puțin efort, în cazul de față, să merg, să călătoresc puțin până la sinagogă, să citesc un capitol, să rog pe cineva să-mi citească Scriptura dacă eu nu pot să o citesc, să o memorez, să mă gândesc la ea în timpul zilei și să mă reîntorc, probabil. Și să ne imaginăm, poate, că ar fi cerut acelui rabin să-i recitească un anumit pasaj care poate că l-a uitat. În felul acesta, Iisus a studiat Scripturile. Nu știu când a început, poate că la 5 ani. Pentru că nu poți să știi Scripturile atât de bine într-un an. E nevoie de mai mulți ani. Și probabil că a mers și s-a întors, și a mers și s-a întors, a meditat. Și pe când avea 12 ani, toți acei învățați, spune acolo, așezut în mijlocul învățătorilor, în mijlocul învățătorilor Scripturii. Și le punea întrebări care probabil îi șocau. Și când ei poate ar fi zis, uite, noi credem că asta înseamnă, Domnul Iisus să le zică, uitați ce înseamnă versetul acesta sau pasajul acesta. Și îi punea în uimire. Să zic că nu ne-am gândit niciodată la lucrul acesta. Dar vedem că e așa. Și erau uimiți de acest băiat de 12 ani să dea o explicație unui verset pe care oamenii aceștia îl studiau de vreo 30-40 de ani. Vedeți, asta ne arată că nu e neapărat de timpul îndelungat pe care îl ai la dispoziție să studiezi, ferice de cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Biblia ne este dată ca să-L vedem pe Dumnezeu. Și pentru a-L vedea pe Dumnezeu, nu ai nevoie de o minte deșteaptă, ci ai nevoie de o inimă curată. Ferice de cei cu inima curată, că ei atunci când deschid Scriptura, ei nu văd o doctrină, ci-L văd pe Dumnezeu.
Îl văd pe Iisus. Și este posibil pentru toți. Ești o mamă care are mai mulți copii și nu ai timp să ieși din casă, întotdeauna ocupată? Poți fi ca Iisus. Poți să faci plăcere Tatălui. Doar pentru că ți-ai puțin timp să citești Scripturile. Nu trebuie să fie neapărat dimineața de vreme. Mi-aduc aminte, soția mea niciodată nu putea citi dimineața de vreme, pentru că avea copii mici. Și de cele mai multe ori o făcea după ce copiii adormeau seara. Cere un sacrificiu, într-adevăr. Dacă nu vei sacrifica timp să citești și să studiezi Scripturile, nu o vei ști niciodată. Totul depinde de cât de mult interes ai. Când oamenii spun, nu am timp, pentru că sunt atât de ocupat, ce ai zice dacă copilul tău este bolnav și dus la spital? Ți-ai face timp dacă el ar fi în spital pentru el? Vedeți, ceea ce vrem să facem, întotdeauna ne facem timp să alocăm acelui lucru. Dar ce nu vrem să facem, găsim scuze. Sunt ocupat, am altele. Și au fost oameni și în biserica noastră care, acum nu mai sunt printre noi, dar spuneau, frate, eu nu găsesc timp să stau, să vin. Nu găsesc timp să citesc Scriptura în fiecare zi. Să știți că nu sunt surprins că astfel de oameni, într-un final, cad. Nu sunt surprins. Așa că aduceți-vă aminte lucrul acesta. Dacă vrei ca Tatăl să-ți spună ție, acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea, vreau să-ți spun unde să începi. Fă un mic sacrificiu în fiecare zi să studiezi Scripturile. Și să spui, Doamne, eu vreau să te văd pe Tine în Scripturi. Cu siguranță Domnul Iisus nu studia Scripturile să pregătească o predică sau ceva să împărtășească la următoarea zi de părtășie. Cu niciun chip nu făcea lucrul acesta. Noi nu studiem Scriptura pentru a împărtăși cu alții, nu. Noi studiem Scriptura să-L vedem pe Iisus, să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Și dacă acesta este scopul nostru, sunt lucruri uimitoare pe care Dumnezeu ni le va arăta, chiar și în Scripturile obișnuite. Când citești ceva, fericiți sunt cei care meditează la Cuvântul lui Dumnezeu și care primesc iluminare, primesc revelație de la Duhul Dumnezeu asupra Cuvântului. Să vă dau un exemplu. Tocmai acest verset pe care l-am citit. Acum, probabil ați citit de multe ori că Domnul Iisus, când a avut 12 ani, a stat în mijlocul învățătorilor și erau uimiți de învățătura lui, de priceperea lui. Dar ați meditat vreodată puțin sau l-ați întrebat pe Domnul cum s-a întâmplat lucrul acesta și cum se poate aplica lucrul acesta la viața voastră? Asta am făcut eu. N-am făcut nimic mai mult decât voi. Nu am citit altceva decât voi. Dar m-am oprit aici la acest verset. Și m-am întrebat cum se poate aplica lucrul acesta în viața mea. Și am realizat că pe el l-a costat. A făcut sacrificiu să studieze Scriptura. Și asta l-a făcut pe Tatăl într-o zi să spună, Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Să zicem dacă un tată scrie o scrisoare lungă fiului său, care este departe, și după câteva săptămâni sau o lună, tatăl îl întreabă, fiul, ai citit scrisoarea mea? Și fiul să-i zică, tată, știi ceva, nu prea am avut timp. Sau am citit o propoziție, două. Credeți că acel fiu este atât de devotat tatălui său? Dacă ar fi un fiu devotat și știe că tatăl său îi dă sfaturi bune și instrucțiuni bune, imediat ce ar fi primit acea scrisoare, ar fi devorat-o. Este unul din lucrurile pe care le-am decis eu atunci când am fost convertit. S-a întâmplat la 19 ani și jumătate lucrul acesta. Nu citisem Biblia. Mergeam la biserică, auzeam istorisirile, relatările, dar nu am trecut prin ea niciodată. Dar apoi am decis că trebuie să citesc Cuvântul lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu l-a scris și mi l-a dat. Și am citit în 6 luni. În timp ce lucram, în fiecare zi, îmi puneam timp deoparte, diminețile și citeam, în timpul liber. Și am citit toată Scriptura în 6 luni. Nu am înțeles totul, pentru că eram proaspăt convertit,
Dar am decis atunci chiar, eu nu știam atunci ce vă zic acum, dar, cum spune Scriptura, ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele duhovnicesc. Dacă ești născut din nou, strigi după cuvântul lui Dumnezeu. Nu înveți un copil să plângă după lapte. Este automat. Dacă este un copil sănătos, va plânge după lapte. Dacă nu plânge după lapte, este un copil bolnav. Și orice om născut cu adevărat din nou, un copil sănătos, va dori să cunoască cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă e o persoană care zice că e născută din nou și nu dorește cuvântul lui Dumnezeu, este o persoană bolnavă, un copil bolnav. E ceva problematic acolo. Sunt atât de mulți bolnavi în sensul acesta, care spun că sunt născuți din nou. Așa că acesta este primul lucru și văd motivul pentru care Domnul Iisus a putut să răspundă oamenilor, învățătorilor chiar, este nu doar pentru că el a citit Scripturile atunci când rabinul îi citea, poate când avea 7-8 ani, îi era citită Scriptura la sinagogă, ci a meditat asupra lor, ci a mers acasă și s-a gândit la ele. Și asta trebuie să facem cu Scripturile. Doamne, ce este acolo? Care este sensul? Și dacă învățători care au vreo 60-70 de ani pot învăța de la un tânăr de 12 ani, și cu siguranță acei oameni erau inteligenți, deștepți, evrei, gândiți-vă, la 60-70 de ani, ei au citit, au înțeles, au interpretat, dar nu au avut revelație. Domnul Iisus a avut iluminare, revelație. Pentru că inima lui era curată. Așa că este primul lucru care îl învăț și este o mare provocare pentru mine. Ați ascultat un mesaj biblic al fratelui Isaac Punan din India despre o ambiție sfântă din viața credinciosului care ar trebui să determine toate celelalte lucruri și activități din viața de zi cu zi. De asemenea, am auzit cât de importantă este prețuirea Scripturii și studierea și meditarea la Cuvântul lui Dumnezeu, cuvânt pe care cu toții îl avem în mâinile noastre. În speranța că cele auzite vă vor provoca la o viață dedicată studiului Scripturii, vă dau întâlnire săptămâna viitoare, în aceea zi și la aceeași oră, cu partea a doua a acestui mesaj biblic.